Domnule Botic, vă rog să spuneți ce se întâmplă astăzi aici. Ce să se întâmple? Se întâmplă că ne-am adunat motocicliști din Bistrița și din alte județe și ne-am adus toți colegii, ne-am adus motocicletele de coace să le arătăm tuturora cum arată motocicletă de aproape. Mulți dintre locuitorii orașului nostru văd motociclete în fiecare zi, le văd în trafic niciodată de aproape, cu atât mai puțin să se urce pe ele. Noi astăzi le-am dat prilejul nu numai să le admire de aproape, ci să facă o tură cu motocicleta, să le încalece, să-și facă poze cu ele. Copiii sunt foarte curioși și n-au văzut de aproape o motocicletă decât în viteză, mergând. Cam asta e evenimentul din ziua de azi. Ce înseamnă să fii motociclist în Bistrița? E greu, e ușor, nu-i e plăcut, greu. E frumos? E ușor și foarte plăcut. Și eu îi sfătuiesc pe toți care sunt aici și care nu sunt motocicliști să facă pasul spre motociclist. În primul rând, te deplasezi mai repede, nu poluezi, admir natura. Este ca și mersul pe bicicletă, doar cu o viteză un pic mai mare. Mulțumesc, ceasul bun! Mulțumim și noi!